Bună ziua! Astăzi vom învăța cum să edităm documente în două aplicații, Microsoft Word și Google Docs. Care sunt asemănările și diferențele dintre ele? Interfețele ambelor aplicații sunt ușor de folosit. Aplicația Microsoft Word are funcții mai avansate, fiind creată cu mult timp înaintea aplicației Google Docs. Aplicația Google Docs devine mai greoaie pentru documente mari. În schimb, aplicația de la Google oferă multe opțiuni de colaborare. Setările de distribuire pentru aplicația Google sunt detaliate și avansate. Pentru aplicația Microsoft Word se poate lucra offline, pentru lucrurile online trebuie folosit Microsoft 365. Google Docs poate fi folosită și offline, dar apar probleme la salvarea și sincronizarea ulterioară. Cum se creează un document? În Microsoft Word se accesează meniul Fișier și se creează un nou fișier. Pentru documente Google, trebuie să fii logat în contul de Google și, accesând butonul pentru suita de aplicații, se selectează Documente. De la butonul de Creați document nou, se va crea un nou document. Ce diferențe sunt între cele două aplicații pentru salvarea documentelor? Aplicația Word salvează documentul local. Aplicația Google Docs salvează documentul online pe server. Acesta poate fi accesat oriunde și are opțiuni de distribuire cu diferite drepturi de acces. Elemente de interfață pentru cele două aplicații. Pentru Microsoft Word, bara de titlu, bara de instrumente, zona de editare a documentului, bară de stare. Meniu contextual. Pentru documente Google,
butonul pentru pagina de pornire, titlul documentului, butonul de distribuție, bara de meniu, istoric, bara de instrumente, zona de editare a documentului. Pentru editarea și formatarea textului, ambele aplicații ne pun la dispoziție câteva opțiuni. Corpul de literă, mărimea caracterelor, spațiile rândurilor și a paragrafelor, adăugarea textului, aliniere, îngroșare, stabilirea culorii fundalului. Stiluri pentru text, opțiuni pentru editarea textului, copiere, mutare, lipire. Să vizualizăm aceleași opțiuni pentru documente Google.
Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre Microsoft Word și Google Docs.